Autoportretele din atelier sunt momente de grație pe care ni le transmite peste timp. Gestul reper, gânduri esențiale spuse cu simplitatea geniului autentic care sculpta în ritmul muzicii interioare a pietrei. Surprins în timpul lucrului sau așezat bătrânește în fața aparatului, artistul își gândește permanent portretul în raport cu propria creație. Este, de exemplu, un autoportret lucrând la coloana infinitului. Deci încearcă să surprindă două laturi ale personalității lui. Una de înțelept, pentru că s-a spus foarte mult despre Brâncuș, că a fost un înțelept care a acumulat toată tradiția populară și a reinventat-o prin modernitate, dar și o persoană extrem de activă care se luptă cu materialul și care știe să scoată din el exact ceea ce își dorește. Fotografia lui Brâncuș este un manifest asupra sculpturii în general, pentru că este unul dintre cei mai mari deschizători de drumuri în artă, dar și un mod de promovare al propriei creații. Își fotografia atelierul și lucrările pentru a trimite această documentație la galeriile din Europa sau de peste ocean, unde sculpturile sale ar fi ajuns mai greu. Astăzi denumim acest demers profesional marketing, adică știința de a analiza și de a vinde un produs. Se gândea foarte bine la opera lui și la ceea ce se va întâmpla cu ea după dispariția proprie, astfel încât, iată, Brâncuș este modern și din acest punct de vedere. Să creezi ca un zeu, să poruncești ca un rege, să muncești ca un rob. Acesta este îndemnul unui mare creator. O perfectă moralitate în artă. O puritate nemesluită, sinceră, cu rădăcini viguroase, de la Peșișani, în Oltenia lui natală, Târgu Jiu, Craiova, Paris, New York, tot universul. Thank you.